Iulica! Deci, deja, mă, deja mi-e Te-au trecut apele? Da. Prietenul nostru, jador, bă, asta îmi place, mă. Cum să zic, să vii la sosurile iuți și să arăți respect pentru rubrica asta. Vii îmbrăcat la patroace, costum, batistă, cravată, cum trebuie, nu? Ești primul invitat care a venit la costum. Da? Da, bine, la... hai să mă dezbrac. Nu, lasă că eu cred că o să de la sosurile astea iuți după aceea. Da? Ce faci, cum ești? Deci, de pe acum îți zic... Presim că o să mănânc mult. Asta e, doamne, da. Nu, dar eu cred că trebuie să și spui unele lucruri. Să nu te știu. Și afle. Hai, dacă pot. Trebuie. Dacă pot. Să spun că avem doar 10 întrebări pentru tine. Cred că o să mai vine și pe parcurs de la telespectatori. Oameni buni, știți că vă iubesc. Jadora și mei, o să spun tot. Da, să nu-mi puneți întrebări aiurea, pentru că știți că eu sunt un băiat cu minte. Jador, hai să spun ceva. O mare parte din întrebări vin și de la oameni. Ok, oameni buni, întrebări ca lumea, da? Perfect, iată cum facem. Îți dau întrebarea și îți mai spun încă o dată regulile. O citești în gând. Răspunsul îl dai cu voce tare, indiferent ce ar fi. Nu te dai de gol când citești întrebarea. Răspunsul îl dai indiferent ce ar fi. Dacă vrei să nu mănânci iute, citim întrebarea și lumea află de ce ai răspuns așa. Dacă mănânci iute, lumea nu știe la ce te referi. Ia mă, începem cu ăsta. Pam, 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 pam. Ăsta e cel mai slab sos. Pentru toată viața? Da. Da? Toată viața. Ruby. Citesc? Da. Știi care ai iubit? Da, dar e sora mea, nu se supără. Ruby. Nu mănânc, știi, ai fost și tu aici, nu? Ruby a fost, și da. Și tu ai fi zis la fel. Ia, nu! Păi nu, îl pun de rămâne pentru următoarea întrebare. Și uite, pun foarte... Ca și cum ar amenința cineva cu cuțitul la gând. Exact. Uite, nici n-am pus mult. Uite, nici n-am pus mult. Ia. Puțin acolo. Întrebarea. Ești nevoit să pleci pe o insulă pustie pe termen nedeterminat și trebuie să alegi o singură femeie din showbiz care să te însoțească. Pe cine alegi dintre Ruby, Neagra, așa cum o numești tu pe iubita ta, sau Analesco? De ce minți? Nu. Stai pervers, dați-l afară. Deci, ne scria Ruby, da? Teo Roz și Analesco. Nu, și rectific, fosta mea iubită. Nu mai ești? Nu sunt singur. Nu mai ești? Nu mai sunt. De când? De vreo 2 săptămâni. Nu pot să cred. Da. Păi nu, cum adică mă ceadă? Nu mai sunt cu ea, nu mai vreau să deschid subiectul. Dar o iubești? Da, foarte mult. Ce vreți să zic? Dacă nu o iubesc, dacă o iubesc. Păi da, tu îți dai seama cum ești? Adică nu mai ești cu ea, dar o iubești, dar te gândești la ea, dar nu mai vrei să fii cu ea. Ai fost și tu cu mine, ca mine. Nu ai iubit niciodată o muieri și după aia să nu o vrei, că îți face rău. Am înțeleg ce zici. Adică o iubești, dar e o relație toxică. Da. Da. E o femeie care am nevoie de relaxare în viață și nu mi-o oferă. Mă țin încordat. Adică e geloasă? Mai mult decât prevede legea. Fii atent. Eu, dacă aș fi, aș da o lege să mai fii femeie de geloase. Să poți și o să măzure. Așa e. Cunoscută? Da. Jucrăm numai la nivel mare. Mamă, sunt mari și final. Da, cunoscut. Da, dar noi dăm nume, avem sos iute, am pregătit, tu știi cum e, trebuie să dăm nume. Lumea te știe ca un om sincer și direct așa. Ți-am zis, eu mi-am schimbat în ultima perioadă părerea așa despre... Te-am văzut un om foarte direct și foarte sincer. Da, dar și... uneori oamenii direct mai greșesc și nu-i bine să... Nu, da, acum... Da, mai multe fete. Nu te da de gol să mare. Da, dar tu te da... Dar băi, de ce râdeți? Păi vedea că te dai de gol. Băi, nu vă auziți, nu? Nu, ba se aud. Ba se aud? Da, da. Mai multe mi-au făcut. Și nu, te dai nume, că nu știe lumea. Cred că le plac ăștia negri. Da. Nu o să zic, o să mănânc. O să mănânc că sunt căsătorite. Nu, păi trebuie să dai nume întâi. Păi sunt căsătoriti, nu pot să zic. Păi nu contează, trebuie să dai nume, mănânci, iute, lumea nu știe la ce te-ai referit. Mama, m-a făcut amasuri, mama, nu pot să zic. Zi-mă, trebuie să dai un nume. Jur că nu zic. Dar stai un pic, mănânci, iute. Întrebarea e, dar trebuie să dai un nume. Dar zici că sunt căsătorite? Am zis mama. Poporul la televizor. Nu, dar sunt căsătorite, ai zis, că asta vrei să o citesc. Da, n-am cum, sunt femei căsătorite. N-am cum să zic un nume, că se disparte de bărbați. Păi da, nu știa nimeni ce scrie aici. Păi da, am dat de înțeles. Ai dat de înțeles acum, dar nu mai dai la următoarea. Hai, mănâncă iute pentru că n-ai jucat corect. Am pus și puțin. Da. Hai, ia cu mâna,
că ne merge aia. Pesele că... și pan se apucă cu mânuța. Ia, hai. Hai, hap toată, repede. Hai, Jador, hai, curaj. Hap, asta e, mă, e curajos. Hai că ți-am zis că nu așa. Oh, no. Hai că nu e, uite, ăla. Nu e. Nu e, uite, uite. Cine vrei? Eu, dacă vrei să-ți mai răspund, eu nu mai îmi dat să mănânc. Uite, un pic, aici puteai... Măi, Jador, aici puteai să dai un nume. Lumea nu știa despre ce este vorba și la revedere. N-am cum. Spre memoritate. Păi da, dar ți-au făcut avansuri. Da, nu-i bine. Mamă, dacă mai mănânc 3 de astea, leșin. Păi nu, a mâncat iute, dar nu avea ce și a și spus și da. Care din colegii mei cântăresc, ce o să fii voi? Ați fost aici, știți cum e, deci dacă o să zic nume, să nu vă spărați. Exact, dăm nume și asta e, hai. Gata, asta. Dar de ce am venit eu aici? Jador. Trecem la alt sos. Nu poți să spun nici la asta. Nu trebuie, bă, nu poate, tu ești un tip asumat. Adică cum e, vii și nu spun nici la asta, nici la asta. Ce e asta? Ia uzi, latră și câinii în studio. Dacă nu mai pot să vorbesc, mai ia salvarea. Sunează salvare, vă rog. Vrei să spun ceva? Ce? Ne-a dat mesaj o telespectatoare mai devreme. Ne-a suspectat că e neagră și ne-a zis să punem mai mult sos iute. Nu, tu dai, fii atent, nu te mai da de gol, uite-te la mine, nu te mai da cu gol. Dai un nume, pac, rupem întrebarea, mănânci, uite și la revedere. Oricum, al doua nici nu se mai simte. Hai. Dar de ce am venit aici? Pentru că ești un tip asumat și pentru că ar fi păcat să nu fii la sosurile picante, unde tot showbizul românesc a fost. Cât? Zi tu cât să pun. Hop! Hop, hop, hop! Ia, mai avem zi. Hai, zi. Cu mai multe. Nu mai te da de gol. Tu dă un nume. Dar nu poți să... Dar de ce puneți doar despre femei? Nu te da de gol. O să fie și despre bărbați mai încolo. Dezbracă-te, știam. O să fie cald. Aveți timp pentru rubrica asta? Da, 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 stai, la punem la valiera. Hai. Trebuie să dai nume. Hai, băi, știi cum au venit? Deci au venit aici colegi de ai tăi, imediat au se dat lumea. Se vede că mi-am călcat cămașa singur? Tu singur? Da. Vedeți, fetilor, ce băia gospodar aveți aici lângă voi? Tocmai de aceea, căutați-l pe TikTok, pe Instagram sau pe YouTube. Hai să punem asta aici, ca să nu pătesc cu sosurile. Să facă ce vrea, nu mai pot. Nume. Nume, Jador, nume. Nu pot să dau. Nu, trebuie să dăm. Nu avem cum să dăm, trebuie să dăm. Vine să leșin, serios. Nu, mă, n-ai de ce, crede-mă. Mama, m-am mințit să mă Păi aici dai un nume, lumea nu știe despre ce vorba și la revedere, uite-te aici. Păi și dacă nu vreau să răspunzi, să citești întrebarea? Păi mănânci-te. Deci tu dai nume și nu citesc întrebarea. Hai. Pac. Nu zi. Pot să zic. Hai mă, zi. Hai mă, nu, zi. M-am blocat, nu pot să zic. Hai mă, zi, Jador, băi, un nume. Aici ai un nume, pac, la revedere. Maria Dragomiroi. Citesc? Da. Bă. Eu treaba ta. Ce vrei? Joacă corect, hai. Da, joc. Nu mă, trebuie să joci corect. Păi zis să zic un nume, am zis, nu? Păi nu, dar un nume corect. Un nume corect. Adică ce? Tu... Poate are și afa, te zi. Tu... Cu ăștia tineri, ce vrei? Păi nu, dar aici scrie de tine. Păi vezi că cum ai zis chestia asta, o să audă și soții. N-ai menționat. Lasă mă bată, că-i bătrân, fug. Hai, citește. Nu pot să mai mănânc, eu nu pot să mai mănânc. Dar trebuie să dăm un nume. Dă un nume corect și la revedere. Da, am dat. Am zis un nume. Asta e, nu mă, trebuie să fie adevărat, nu de asta. Zi un nume de adevărat. De ce nu mă crezi tare? Eu sunt pervers așa. Hai, citește. Dă-mă un nume. Am zis. Treaba ta. Irina Login. Irina Login, cu ce femei din showbiz ai avut o aventură, iar presa nu afla niciodată. Îți dai seama că asta e... Că nu, dar nu joci corect. Încep să trișezi. Eu nu mai mănânc nici de asta, nici dacă mă bat. Dacă păi vine mama și îmi corect. Spune acum te bat, de când mi-e cea mai frică de ea, eu nu spun niciodată. Crede-mă ce spun. Păi da, strici rubrica, gata. Nu, dar nu mai am cum să mănânc din asta. Păi dar răspuns corect, adică... Uite, aici trebuie să dai trei nume.
pac, 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 lumea nu știe despre ce e vorba. Bă, dar numai din femei, băi, cine... Asta, întrebările astea le-au pus o femei, nu? Da. Le-au făcut o femei. Da. Băi, perversă. Cine a făcut? Una din voi, nu? Era sigur. Hai. Dar să știi că nimeni n-a stricat rubrica până acum. Trebuie să dai trei. Da, aici da. Poți nu, să dai. Unu îți dau. Bă, nene, scrie trei. Nu, unu îți dau. Bine, zi unu. Acum pot să fiu sincer, că e vorba despre mine, da? Poți da, să fiu sincer. Da. Din România, da? Da. Păi am mai multe. Trei. Trei, nu, una. Zi, deci ca mai multe, dar zic una, zi. Îmi plac prezentatoarele de știri foarte mult. Și? Simona Pătruleasa. Simona Pătruleasa? Da. Nu mă convingi, crede-mă. Da, așa se a treia aici, citim? Uite și fetele astea două de aici din citim față. Citim sau mănânci uite? Nu, citești. E sigur? Nu, păi am zis un nume, n-ai un nume. Păi și citesc? Gândește-te. Doamne, nu mai gândesc, îți jur. Bă, eu n-aș citi asta, crede-mă. Doamne, dar în ce hal Simona Pătruleasa, adică... Sunt asumat. Ai zis că când e vorba despre mine, sunt asumat. Când e vorba despre mine. Dacă e vorba să jignesc alți oameni, bine, nu pot. Deci citez, dacă da? Vrei, mă jignesc pe mine cât vrei tu. Deci citez, da? Da. Cu ce femeie din showbizul românesc ai avut o aventură de noapte? Ai avut o aventură de noapte, dar ai, nu s-a aflat. Ai vrea. Ai vrea. Deci ai vrea? Cu toate prezentatoarele de știri și din sport. Cu toate. Ți-am spus. Deci cu ce femei din showbizul românesc ai vrea să ai aventură de o noapte dacă ai fi sigur că nu s-ar afla? De Simona Pătruleasa. Majoritatea prezentatoarelor de știri. Stai un pic, la Simona Pătruleasa? Dar de ce? E tu chestia asta să... Nu, ai văzut pe femeile alea. Bună seara, domnilor și domnilor, și bine ați venit. Eu sunt cu tare Simona și Pătruleasa. Pac, pac. Dar ai sincer văzut câtă seriozitate acolo? Aș vrea să văd, de fapt, gândirea din spatele a seriozității pe care o prezintă, știi? Adică Simona Pătruleasa e... Nu zic asta, dar zic că... Dar ea de-aia îți place, recunoaște. Nu, gata. Orice femeie, probabil, știți cum ies femeile. Ce femeie are un pic de perversiune acolo? Și vreau. Nu, dar nu zic de Simona, da? În general. Hai, zic Simona de mama, na. Hai. Bă, ce pervers sunteți. Bă, ne sunt întrebări firești normale, mai avem un soț, iute, gata, că ți-ai văzut să-ți aduci iuțimea. Dai nume? Dar tu știi că eu țin regim, nu? Păi da, ăsta te ajută, iutele arde grăsimile, arde calorile, deci unul cât da, aș mânca. Da, și laptele ăsta? Nu, nici nu contează, ăsta are grăsime 1,5. Las, mă duc acasă la mama și mănânc carne de porc. Mai mult. Aici mi se pare normal. Trebuie să dai un nume sau două sau trei. Nu care m-a trădat, care m-a dezamăgit. Poți să zic care m-a dezamăgit? Da, bine. Bogdan Mocan. Mănânciute? Nu, am zis numele, n-am zis numele, citește. Deci, dar nu m-a trădat, m-a dezamăgit. Spune numele unui prieten celebru care te-a trădat de-a lungul timpului și nu te-a trădat, te-a dezamăgit. Da. Bogdan Mocanu. Da. Adică Dani Mocan, nu? Bogdan. Bogdan, pardon, Bogdan Mocanu, dar de ce? Am spus-o despre el că mi-a fost milă de el la un moment dat. Într-o situație, că el are diabet. Și el s-a supărat din cauza asta și n-am înțeles. Și eu m-am supărat că s-a supărat din cauza asta. Oricum mă împac cu el. Mergem la următoarea întrebare. Chiar dacă vrea sau nu. Dar s-a supărat pe el din cauza asta. Da, uite, următoarea întrebare. Cred că se leagă de asta. Bă, să moară Cipilan dacă nu... Bă, sunteți cei mai perversi oameni. Deci, eu zic că să jucăm corect. Adică... O ieșit... Merge? Merge asta, vede, merge. Nu mai merge nimic, merge. A strigat și la valiera, bă, băiat. Mă rog, tu ești învățat mai sălbatic așa în ultima perioadă. Da. Vin din sălbăticie, ce vrei? Nu, pe, la, a căzut bateria, mai avea baterie? Stai. Hai. Pot ia, 2-10, 2-10, ia. Zi ceva acum. Ce nu mi-a spus lapte aici că nu mai pot? Uite, uite, uite aici, ia zi. Zi ceva, 2-10? 2-10, nu, S2, da. Au venit semnalul, perfect. Hai, zi. Mulțumesc. Răspunde acolo, trei lucruri. Ce inel mișto ai, din aur? Vezi ochiul, dacă ochiul. Deci trei... E din nașterii la noi, cu ochiul pe valoare.
Hai. 3. 3. 3 defecte? Da, dar da. Nu știe lumea despre ce e vorba și despre cine e vorba. Dar oricum zici... o să citești. Păi nu, mănânci iute în locul tău și aș mânca iute. Nu, eu n-aș mânca iute în locul meu. Zi. Da, îi încăpățânat, gelos. Cum? Încăpățânat, gelos. Gelos, încăpățânat. Și? Inconștient. Inconștient. Citesc întrebarea? Da. Cele trei defecte ale lui Bogdan Mocan. Încăpățânat, inconștient și? Gelos. Și gelos. Doamne, nu mai pot. Dar știi cum e? Femeile zic, despre bărbați că sunt geloși. Nu știu de ce tu ai zis că el e gelos. Noi avem o relație mai specială. Ok. Nu vrem să intrăm în amănuntele astea. Ce gândiri perversare, mă rânduiesc? Da. Ce înseamnă timp scurt? Imediat. În concepția mea, timp scurt? Da. Sau într-o seară? Nu, în concepția ta atunci. Sau într-o seară. Dar nu vreau să vorbesc despre asta. Bă, dar nu vrei despre aia, despre aia, despre dar aia. Dar nu prea e frumos. Zici, păi, dar zici ceva, adică nu vrem despre aia. Adică... Băi, e cea mai... Complexă emisiune, rubrică la care ai venit. Cea mai manipulatoare. Persuasivă indirect. Da. Deci... Da. Bun. Cred că vreo... La o cântare? Nu știu, poate să fie sau nu. Nu mai dai indicii până hotărâm dacă... Oricum o citești, că nu mai mănânc nici dacă mă bați. Zi. Deci care este cea mai mare sumă pe care ai câștigat-o într-un timp foarte scurt? Cred că vreo 27. 27 de mii de euro? Da. Într-o seară, cum ziceai mai devreme? Da. 27 de mii de euro într-o seară la o cântare, nu? Da. Ok. Da, am împărțit-o, gen, cu oameni. Partea mea a venit mult mai puțin. Adică cu trupa, cu echipa, nu? Da, oameni care s-au ocupat, toată lumea. Bun. 7. Dar nu mai puneți să vorbesc despre asta, te rog. Puneți-vă voi întrebări decente, că mă fac de zice lumea că mă crev în bogătaș și eu sunt vai de capul meu. Ce da, de asta e ceasul ăsta de 100 de mii la mână. Ce personaj? Dar de ce ai ascuns mâna? De ce ai ascuns mâna așa? Nu. Nu pot să răspund la păi asta. Nu pot, la asta nu pot să răspund. Eu. Tu? Da, eu. Deci până la urmă recunoști. Da. Care personaj din lumea showbizului românesc ți se pare cel mai fals? Eu. Jador recunoaște despre el că este... Nu, sunt din showbiz românesc. Nu ești, mă, nu ești, dar vrei, știi, nici nu joci corect. Asta e. Dar tu joci corect când mă pui să mănânc în puțiciunea asta? Să moare Cipilan, ferească Dumnezeu. Asta e mai rău ca ardei lui mama Margareta și mama Leonța la un loc. Să mor eu, mă rup. Deci mama Margareta avea și ardei iuți? Mama Margareta, cred că se uită, bre, te pup, mamai, te iubesc. Să-mi faci borș cu fasole când vine acasă. Mama Margareta și mama? Mama Leonța, mama Leonța e din partea lui tata, mama Margareta e din partea lui mama. Și făceau iute? Amândouă, da, în beci și jali. Acolo se țineau, hai că acum să știi că asta oricum ce-am pus e mai ușor. Așa. Asta îți place. Hai, Jador, hai să vedem! Ah, băga-mi aș banii la cec. De ce sunteți perversi? Astea-s vorbele, mă. Băga-mi aș banii la cec și cecul în buzunar. Să moară Cipilan. Proverbe românești. După ce... Dai un nume. Că zic, gata. Dă un nume. Oricum zic. Și apoi mănânci iute. Rupem întrebarea, lumea nu știe despre ce vorba, așa e. Alexandru Stan. Pe bune? Da, e prietena mea. Stan, te iubesc oricum. Te-aș arunca după ce... După aia. Înțelegi tu. Te-aș arunca după. Citesc? Da. Pe sora ta? Ai aruncat-o la rechin? Ce să fac, dacă trebuie să arunc pe cineva? Dar nu! Stan, fii atent! De ce stai să citim? Ești pe o barcă în mijlocul oceanului și ca să te salvezi pentru că barca se scufunde, ești nevoit să arunci un membru al echipajului peste bord. Eu! Pe cine? Lasă-mă, eu! Tu ești repede! Eu! Pe cine arunci dintre Roxana Nemeș, Andreea Antonescu și Alexandra Stan?
Ai zis Alexandra Stan. Dar știi de ce am zis Alexandra Stan așa? Da, că vrei cu Roxana Neme și Andrei Antonescu să rămâi cu ele. Nu, vreau și cu ea. Nu, ca să înțeleg. O zis la un radio, când o zis ceva rău de mine la un radio și de asta te arunc. Ce a zis? Că... că înjur. Păi și nu e așa? Bă, da. Păi și atunci era rău. Nu, dar au zis asta și nu-i frumos. Dar nu jur la modul rău. Zic băgameș, ci tu n-ai mai spus băgameș niciodată. Da, nu, nici n-ar rămâne la ora asta să vedem exact. Deci până la urmă Alexandra Stan ar fi aruncată la rechin. Da, din cauza că o zis aia, pentru că Alexandra Stan este una din femeile frumoase ale României, nu? Da, ai văzut da, ce da, aruncat-o la rechin. Ce? Ce are? Păpâneț. Hai, dă-mi una ușoară și gata, că nu mai vreau să mănânc, serios. Te-ai defecția lui Teoros. A citit întrebarea, deci am văzut cu Teoros. Deci cea, mi se pare Jador în varianta femeie, jur. Am mai spus asta azi cuiva. Deci Teoros este da. Jador în varianta da, feminină? Așa mi se pare, da. Adică? Nebun, așa. Deci defectele pe care le am eu, le are și ea. Adică? Am gura mare. Are și ea gura mare. Încăpățânată, încăpățânată. Și cântă frumos. Păi și defect. Cântă prea frumos. Nu, nu știu. Să mai găsesc un defect. Deci e încăpățânată, are gura mare și... Da. Răzbunătoare, așa. Nu știu dacă e răzbunătoare. Păi i-a zis ca tine, uite, Alexandra Stan a zis ceva de tine. Dar nu sunt răzbunător. Ai aruncat-o imediat peste bor la rechin. Păi pe cine mai să zic Antonesca, că mai aia mă iubește, nu mai poate. Dar ai avut ceva cu ea? Nu, mă iubește gen ca om. Dar fii sincer. Nu, e mare cu mult față de mine. Mama are 41 de ani. Păi cum, Andrei Antonescu, cum e mai mare ca tine, e ca mama ta? Cu mult e mare față de mine. Păi și mama ta, Andrei Antonescu? Nu zic, e aproape, e mai mică ca mama cu 3-4 ani, ce n-ai. Da, serios. O respect foarte mult. Dar n-aș putea să am ceva cu ea. De ce? Dar o respect foarte mult. E frumoasă, nici nu arată de... E sexy acum, nu. Îmi plac și fatele. Da, în fine, hai. Să ne revenim. Am spus, nu? Păi nu, al treilea rămăsese. A câțiva uitat. În defect. Da, pe cuvânt. Cam astea au fost osurile iuți, 10 întrebări. Dar mai trebuie să dai un defect. Nu, că nu pleci. Stai să ne povestești un pic. Asta a fost cu sosurile iuți. Jador, aplauze, mulțumim. Mersi, blondino. E trandafirul redacției, da? Cristina Șeulean. Te iubesc. Opa. Și tu? Da. Zine ce s-a întâmplat. Sunt cu taxiul, poți să mă duci acasă. Ce s-a